Zilele acestea, Slatina este din nou sub semnul teatrului absurd, marca a dramaturgului slătinean Eugen Ionescu. În seara aceasta, slătinenii sunt invitați la prima piesă de teatru din cadrul festivalului Acasă la Eugen Ionescu. Faptul că slătinenii sunt dornici de o reîntâlnire cu teatrul se vede din rapiditatea cu care au fost date invitațiile pentru piesa din această seară. Cei care vor să ia parte la piese puse în scenă de oameni talentați și actori de renume național își pot procura invitațiile de la casieria Centrului Cultural cu o zi înainte de piesă. Această ediție va începe cu o piesă de teatru, de fapt o premieră, pusă în scenă de către Asociația Iordachiar din Slatina. Se cheamă Zi de Vară, este o piesă deosebită, se lucrează la ea cam de vreo 6 luni de zile. Festivalul continuă cu Vindecătorul de Proști, mâine seară. Pentru că festivalul s-a suprapus cu cercurile didactice, în program a apărut o mică schimbare. În rest, totul decurge conform programului, iar iubitorii de teatru se pare că așteaptă cu sufletul la gură să o vadă pe scenă pe Carmen Tănase în piesa Cum se face. În acest weekend, printre spectatori, la festival va veni și Ovidiu Lipan Țăndărică, un artist ce a început să simtă oltenește. Vineri aveam planificat un pelerinaj la statuile reprezentative și un eveniment care la atelierul intercultural Victoria, care consta într-un film dedicat lui Eugen Ionescu și teatru lectură, Regele Moare, dar din păcate se desfășoară cercurile profesorale, așa că am modificat data, urmând ca evenimentul să fie desfășurat luni pe 27, începând cu orele 16. Festivalul se află la cea de-a 6-a ediție și este organizat de Primăria Slatina, în parteneriat cu Centrul Cultural Eugen Ionescu și cu Asociația Culturală Center Inter Art.